Bună dimineața, dragilor! Bine ați venit la canalul nostru de YouTube. Numele meu este Claudiu și sunt job coach pentru Head Out în Tottenham. Astăzi vom discuta despre ceea ce trebuie să aveți când mergeți pentru prima oară în Olanda și trebuie să le aveți tot timpul pentru că de acum încolo totul este digitalizat și totul merge online. Prima dată când ajungeți în Olanda trebuie să aveți un pașaport sau un buletin valabil, permis de conducere. Nu este necesar, dar dacă aveți, este un plus. Trebuie să aveți ori un cont bancar din România. Acum e foarte greu. Înainte era foarte ușor să deschizi un cont bancar. Acum este un pic mai greu, dar se poate în prima săptămână de când ați venit aici. Aveți nevoie de o adresă de e-mail, pentru că în fiecare săptămână sau în fiecare lună, în funcție de cum aveți salariul, veți primi fluturașul de salariu online. Adică nu se dă ca în România, ți-l trimite din plic. Așa, cei care au o poziție mai sus pusă vor avea nevoie și de un CV-ul, de unde au lucrat, pentru că oamenii care fac angajările vor să vadă experiența dumneavoastră și vor să vadă cum v-ați descurcat sau poate vor să ia legătura cu angajatorul la care ați lucrat mai de mult. Când veniți în Olanda și sunteți nou, aveți nevoie de un BSN, Burger Service Number, se numește, pentru a fi luat în evidență de către biroul de taxe și acela normal se face de firma în sine, nu costă nimic, așa că aveți mare grijă prin care firmele vă duc la bancă sau la primărie și vă fac acest burger number sau vă fac un cont bancar și vă cer bani pentru că nu este adevărat, totul este gratuit, nu vă trebuie niciun ban. Cam atât pentru astăzi în acest videoclip. Vă doresc o săptămână de succes. Aveți mare grijă la ce agenții mergeți. În Olanda, la momentul de față, sunt în jur de 15.000 de agenții, dintre care numai 5.000 certificate. Certificate însemnând, adică au toate documentele de atestare prin care pot să activeze ca firmă. Așa că aveți mare grijă cu cine vorbiți la telefon. Vă doresc o săptămână de succes și plină de... și o primăvară foarte frumoasă, că vine azi 1 martie mărțișorul. Și succes la toată lumea! La revedere!